După vizionarea unei piese de teatru în Casa de Cultură a Sindicatelor, se va merge la un restaurant de pe strada Gorunului, unde se va petrece. Acolo vor fi prezenți actori celebri care și-au desfășurat activitatea și la Teatrul de Nord din Satu Mare. Și sunt chiar tânăr. Încă. Puternic sunt. Stau bine înfipt. O stâncă. Am bicep și de fier. Și cum le zice, tricep și la fel. Sunt suplu. Am aproape 100. Masiv, dar delicat. Gingaș, nu brută. Și am un simț moral profund. Eu am o vorbă. Le tot spun, vedeți că protagoniștii vin și pleacă, noi rămânem. Balul actorilor va avea loc în 24 ianuarie pentru că este exact în ziua în care în 1969 s-a înființat Teatrul Sătmărean. Suntem pe ultima sută de metri, să spun așa, cu pregătirile pentru bal. Noi l-am început prin toamnă, prin octombrie. Am început să trimitem invitații la toți foștii actori care în decursul celor 45 de ani au slujit teatrul din Satu Mare. Între timp am stabilit și programul artistic și suntem gata. De luni o să fie gata afișele, o să umplem orașul. Chiar vreau să-l umplem cu afișe pentru ca publicul din Satu Mare să știe că e un eveniment unic. Cine poate să participe, sunt așteptați toți spectatorii. Oricine din Satu Mare poate să vină să-și cumpere bilet. Biletul nu este foarte ieftin, dar cred eu că este rezonabil. Costă 250 de lei, în care este inclus meniul și programul artistic. Programul artistic, dacă îmi dai voie să spun capetele de afiș, Horațiu Mălele și Pavel Bartoș, care sunt sigur că nu mai au nevoie de nicio prezentare. Pe lângă momente de one-man show oferite de actori, la bal va fi muzică pentru toate gusturile, dar și alte surprize. Am decis să fie muzică pentru toate gusturile, și muzică populară, și muzică oșenească, reprezentată de Maria Tripon, cu cei doi zongorași. Muzică populară cu Petrica Mureșan, va fi Aldo Blaga, celebrul fiu de actor care a fost la Vocea României, și quartetul Dinului Pati, de la Filarmonică. Manifestările încep la ora 18 la Casa de Cultură cu premiera spectacolului Wojciech, spectacol care a fost amânat pe motive medicale, trebuia să fie pe 1 decembrie și s-a amânat. L-am inclus în programul balului. După spectacolul, care va ține undeva în jur de 2 ore, îi vom invita pe scenă pe toți actorii care au fost la Satu Mare cei 45 de ani. Îi vom felicita, după care ne vom îmbarca în autobuze și vom pleca la restaurant. Și anul acesta, spectacolele teatrului sunt multe, atât pentru copii, cât și pentru adulți. Avem o ofertă bogată și pentru publicul tânăr, pentru cei de la grădiniță și clasele 1-4. Avem niște bazme pentru ei și lucru tot făcut în premieră, deși n-aș vrea să sune ca o laudă. Anul acesta am antamat 6 spectacole de teatru de păpuși, de la Teatrul de Păpuși Puc din Cluj-Napoca, care va veni și vor susține câte două spectacole în fiecare zi, la noi și la Carei. Pe pagina de internet a Instituției de Cultură, teatruldenord.ro, puteți afla toate informațiile care vă interesează înainte de a vă rezerva un bilet pentru un spectacol.